Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Jula. La final, ierarhul l-a felicitat pe fostul director al Liceului Românesc din Jula, profesorul Ion Budai, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Fiecare slujire în cadrul Sfintei noastre Biserici Dremăritoare Române, ca și în oricare biserică ortodoxă, este un prilej de mare bucurie duhovnicească și de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darul acesta deosebit de mare pe care ni l-a încredințat fiecare dintre noi prin Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care s-a jertfit pe crucea Golgotei pentru a dărui viață veșnică tuturor oamenilor și, bineînțeles, pentru a-i însoți pe fiecare dintre aceștia în fiecare clipă a vieții lor aici pe pământ, a-i tămădui, a-i călăuzi, a-i ajuta și a-i ocroti. Bineînțeles că noi, cei care suntem slujitori ai Sfintelor Altare, la fel ca și cei din Vechiul Testament, avem o responsabilitate mărită față de vestirea Cuvântului lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu și față de cârmuirea oamenilor pe calea mântuirii și, bineînțeles, că o mare răspundere stă asupra noastră dacă ne vom însuși ceva din cele ce sunt ale lui Dumnezeu sau dacă nu ne vom îndeplini îndatorirea noastră. Dar noi ne străduim să înțelegem care este misiunea și rostul nostru aici pe pământ și să împărtășim cu îmbelșugare Cuvântul lui Dumnezeu și chemarea sa spre împărtășirea tuturor credincioșilor cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos și, bineînțeles, pentru a fi părtași purtării sale de grijă și vieții celei veșnice, nu doar trecătoare pământene, oricât de lungi ar fi aici pe pământ, ci vieții celei veșnice pe care El vrea să o dăruiască tuturor celor care cred în El și îl urmează. Conform tradiției, preasfințitul Părinte Siluan a anunțat căsătoria a doi tineri care va avea loc sâmbăta viitoare în Catedrala Episcopală din Jula.